Suflu nou în Partidul Social Democrat Suceava. Organizația județeană a partidului și-a ales echipa în cadrul alegerilor interne desfășurate sâmbătă. Veteranii politici au lăsat locul în conducerea partidului unor noi nume tinere. La funcția de președinte executiv, Ovidiu Donțu, la funcția de secretar executiv, Loran Derce, funcția de trezorier, Doru Sârghie, respectiv la vicepreședinți veți avea pe un buletin de vot, pe același buletin de vot, de fapt, număr de mai multe persoane. Primele 10 sunt alocate pe cele 10 colegii și acolo avem o singură persoană, cum am decis împreună. Iar la poziția 11 vom avea 4 candidați, Boreacu Constantin, Petrescu George, Maierean Costică și Barbaroi Viorel. Deci procedura de votare o facem în felul următor, întrucât la primele poziții, fără cele 4, nu avem competiție. Practic, la cea de 11 poziție va trebui să decidem prin vot, în mod firesc. Și la fel, vom tăia cu o linie persoanele care nu le dorim să le alegem în funcția de vicepreședinte. Ovidiu Donțu a fost ales președinte executiv al organizației județene a PSD Suceava, secretar executiv a fost ales Loran Erce, iar trezorier a fost numit Teodor Sebastian Sârghe. În cadrul acelorași alegeri au fost aleși și cei 11 vicepreședinți: Tiberius Marius Brădățan, Neculai Bosancu, Gavril Mârza, Eugen Uricek, Ioan Stan, Nistor Tătar, Vasile Rusu, Dan Ioan Cușnir, Roman Boca, Neculai Bereanu și Constantin Boliacu.